Din luna octombrie acestui an, cernavodenii racordați la sistemul de energie termică vor plăti 91 de lei pe gigacalorie, față de prețul de 82 de lei pe care îl plăteau până acum. O mărire a prețului de facturare către populație pentru gigacalorie cu 6,66 lei în sume fără TVA, adică acum în loc de 66,83 va fi prețul de facturare cu acești 6, va fi undeva la 73,49 de lei. Deci asta este mărirea reală. Localnicilor nu le-a picat deloc bine vestea că facturile vor crește și mai mult la iarnă. Îngrijorați de această situație, oamenii spun că nu le rămâne decât să facă din nou economie la tot ce pot. Doamne, până la urmă, îți trebuie. N-ai încotro. N-ai încotro. Consum mai puțin, faci baie mai puțin. Economie. Și te obligă să faci economie. Această măsură a fost luată deoarece societatea de termoficare riscă să intre în insolvență din cauza datoriilor, iar majorarea prețului de facturare a gigacaloriei către populație va ajuta conducerea societății să revină pe linia de plutire. Proiectul a fost votat luni în cadrul ședinței de Consiliul Local Cernavodă.